Din această dimineață, stadionul de atletism și-a deschis porțile pentru sportivii profesioniști, dar și pentru amatorii dornici de mișcare în aer liber. Încă de la ora deschiderii, câțiva buzoieni, echipați corespunzător, au inaugurat culoarul numărul 8 destinat lor. Ultima sută de metri, ultima sută, vă filmează. Cum e? Cum vezi? Super, super! Super! Chiar dacă vremea nu ne ajută, astăzi stadionul de atletism și-a deschis porțile pentru publicul larg. Bineînțeles că tot ceea ce înseamnă administrarea acestei baze sportive va reveni în sarcina SCM Gloria Buzău. Ei, prin secția de atletism, dar și prin tot ceea ce reprezintă aparatul tehnic al clubului Gloria, se vor ocupa de administrarea acestei baze sportive. Un fapt îmbucurător este acela că sunt aproape 400 de buzoieni care s-au înscris pentru a alerga pe această bază sportivă. Într-o primă etapă, cei care au depus cereri de acces vor primi o legitimație provizorie, urmând ca după preluarea în administrare a stadionului, clubul Gloria să emită carduri speciale de acces. Bineînțeles că trebuie respectate toate normele incluse în regulamentul de acces, fie că vorbim de echipament adecvat, fie că vorbim de alergarea doar pe anumite culoare. Au existat unele voci nemulțumite că într-o primă etapă buzoienii nu vor fi lăsați să alege decât pe culoarul 8 pentru a fi protejată suprafața de joc. Bineînțeles că dacă pe anumite segmente orare vor fi mai mulți participanți pentru a se respecta și normele de distanțare socială, există și posibilitatea deschiderii și altor culoare de alergare, astfel încât să evităm cumva aglomerarea pistei de atletism. Ținând cont că ne aflăm în plină pandemie, cei care doresc să intre pe stadion vor trebui să îndeplinească și normele sanitare aflate în vigoare. Noi am luat în dezbatere publică un regulament ce cuprinde norme generale privind accesul în stadionul de atletism, însă în această perioadă specifică sunt anumite prevederi ce țin de normele DSP, ce trebuie respectate și aici, pentru că vorbim de o zonă unde se pot strânge mai mulți buzoieni, iată că trebuie respectate și normele de distanțare socială și normele privind numărul maxim de persoane ce pot avea acces într-o perioadă limitată de timp, pentru că aceste norme sunt prevăzute clar în legislația privind măsurile de protecție sau de protecție sanitară, să-i spun. Doar cei care au legitimație. Care au legitimație. Așa? Completează declarația măsurilor de COVID, așa, și după care, dacă sunt echipați corespunzător, intră, au acces. Cei care nu au legitimație, permisul temporar, vor fi trecuți într-un registru și vor avea acces o singură dată. În registru va fi menționat faptul că solicită drept. Stadionul de atletism din Buzău se remarcă nu numai prin calitatea lucrărilor și prin estetică, ci și prin faptul că este unic la nivel național pentru că a fost dotat cu o linie dreaptă de 9 culoare de alergare.